Bună ziua! În primul rând vrem să vă dorim la mulți ani pentru cei 14 ani de activitate împliniți pe piața din România și cu această ocazie, dacă se poate, să ne dați câteva detalii foarte pe scurt despre ce au însemnat cei 14 ani pe piața din România. Bună ziua și mulțumim frumos pentru urări! ING Asigurări de Viață pe 1 iulie a împlinit 14 ani de prezență pe piața românească și cred că ce a demonstrat în 14 ani ING, în primul rând a fost compania care a inovat în permanență, care a venit, a lansat pentru prima dată produsele unit linked, a început să ofere servicii de foarte bună calitate clienților noștri, servicii pe care le-am îmbunătățit an de an. Și dacă mă uit strict numai la anul 2010-2011, ultimul an, am încercat să răspundem prin toate proiectele noastre noilor tendințe pe care le-am văzut manifestate la nivelul consumatorilor. Și aici mă refer la nevoie de transparență, mai multă simplitate, claritate, nevoia de a fi conectați și a simți mai multă apropiere din partea clienți, din partea companiilor. Ca să menționez câteva proiecte, de asta am lansat Net Promoter Score, acel sistem de feedback permanent din partea clienților noștri. De aceea am lansat și ne-am îmbogățit gama de produse oferite, produse cu garanții, produsul Selectis, dar și acoperirea de boli grave prin lansarea unei clauze suplimentare anul acesta. Și în zona de noutatea pe care am lansat-o astăzi vine prin lansarea unei aplicații de analiza necesităților financiare, în baza căreia se realizează un plan financiar personal pentru fiecare potențial client care are o întâlnire cu un consultant financiar de la ING Asigurări de Viață. Am înțeles. Păi, cu această ocazie ne puteți da puțin mai multe detalii despre ce înseamnă planul financiar personal? Planul financiar personal este o aplicație unică pe piața din România care standardizează procesul de consiliere financiară, în primul rând pentru că îl împarte în doi pași importanți, în două etape importante. În primul rând are loc parcurgerea acestei aplicații, prin intermediul căruia se face o analiză a nevoilor financiare. Pasul următor, în cazul în care clientul este interesat de acoperirea decalajelor identificate și a nevoilor lui, se poate face și o prezentare a soluțiilor, respectiv a produselor de asigurare care să acopere parte din decalajele sau în totalitate decalajele identificate. Pentru că ați menționat cuvântul standardizare, aș putea să vă întreb cum ar putea să ajute acest instrument unei dezvoltări a vânzărilor prin brokeri, pentru că știm că totuși asigurările de viață nu sunt produse care pot fi vândute foarte ușor de brokeri care nu sunt neapărat specializați pe acest segment și în același timp cum ajută la informarea, dacă este disponibil online și cum ar putea ajuta la informarea clienților despre produsele ING? Această aplicație, cu siguranță, cum spuneam, ajută la standardizare, dar foarte important pentru un consultant financiar, această aplicație îl ajută să parcurgă toate nevoile, să discute despre toate nevoile clientului. Și cred că această aplicație îi ajută pe clienți să înțeleagă mai bine care este analiza financiară a lor, care sunt veniturile, care sunt cheltuielile curente, ce economii au, după care să-și conștientizeze mai bine nevoile financiare, în al treilea rând să le prioritizeze și în al patrulea rând să vadă care sunt decalajele de pe fiecare nevoie. Nu se vorbește niciun moment despre asigurări de viață ca și soluție de acoperire a acestor nevoi. Se discută numai despre nevoi. De aceea cred că prin această aplicație, indiferent dacă vorbim de broker sau un consultant de asigurare, un agent de asigurare, prin această aplicație acest instrument e foarte bun pentru că îl ajută pe consultant, pe broker să explice mai bine clientul, iar clientul să înțeleagă mai bine despre ce este vorba. Este un instrument foarte bun dacă vreți de educație financiară. Exact, din acest motiv am menționat despre existența lui într-un modul online, să spunem. Plănuiți acest lucru sau există deja? Nu există și nici nu plănuim în acest moment, pentru că din experiența pe care avem până în acest moment, o analiză a nevoilor, așa cum am gândit-o noi prin acest instrument, în care se discute la detaliu fiecare pas, este nevoie neapărat de prezența unui consultant financiar. Un client singur nu poate să... Depinde de nivelul de educație financiară, de fapt, dar mare parte dintre ei au nevoie de o persoană care să le explice și împreună să reușească să identifice și nevoi și decalaje. Deci eu cred că în acest moment nu este momentul pentru a-l lansa online.
Vă mulțumim frumos! Nu se știe niciodată, foarte posibil!